Bună! Așa cum știți, în toate emisiunile noastre ACC Media Channel am promovat produsele românești, în special apicolele românești, pentru că ne plac dulciurile sănătoase, dar suntem și convinși de calitatea apicolelor românești. Credem cu adevărat că apicultura și apiterapia pot să reprezinte pentru România direcții importante de dezvoltare, chiar direcții de dezvoltare ale brandului nostru de țară. În ultima vreme se vorbește din ce în ce mai mult despre apicultura ecologică. Ce este apicultura ecologică? De ce ar fi ea recomandată mai ales în România? Știm, noi, din fericire, încă mai avem foarte multe zone curate, nepoluate, mai ales la munte. Și acesta ar fi un prim argument care să ne direcționeze pentru practicarea apiculturii ecologice. Și, în plus, este vorba, bineînțeles, despre profesionalismul apicultorilor români. Despre toate acestea am stat de vorbă cu doamna dr. Cristina Mateescu, cea care reprezintă România în cadrul Organizației Mondiale Apimondia și, în plus, este și președinta Comisiei Științifice a Organizației Apimondia. Haideți așadar să vedem opiniile domniei sale. Aș face apel la apicultura bio. Deci practicarea ei în zone curate, în zone în care cu certitudine știm că pe o rază destul de importantă în jurul stupinei nu se fac stropiri la culturile agricole, pun îngrășăminte în sol pentru anumite plante și așa mai departe. Deci e foarte important și aș face pledoarie pentru consumul de produse apicole care sunt obținute în sistem bio sau organic. Avem încă zonele montane care sunt foarte curate și care reprezintă un, să zicem, un rai de încă un rai de curățenie, cât o să mai avem și păduri și vegetația montană e foarte importantă, atât pentru miere, pentru că aici în zonele acestea se obține și o miere mai specială, probabil că lumea a auzit de ea, e vorba de mierea de mană, care nu este o miere de nectar, ci este o miere obținută de la niște mici insecte care produc sucuri dulci. Sunt, de fapt, dejecțiile acestor insecte care sunt dulci și care se hrănesc cu seva arborilor. E cazul manei de stejar, care se găsește multă la noi, în zona de foioase, mana de brad, în pădurile alpine. Deci, iată că țara asta are o resursă nebănuită de miere foarte valoroasă din punctul ăsta de vedere. Dar și aici facem apel tot la apicultura bio. Asta nu înseamnă că apicultura convențională nu este utilă. Trebuie să remarc faptul că foarte mulți apicultori care își procesează propria miere au sisteme din acestea de siguranță alimentară, au implementate, dacă prelucrează sau îmbuteliază, destul de multe companii au trecut pe ideea de aplicare a principiilor HACCP, care sunt foarte importante în asigurarea condițiilor de igienă și de curățenie pentru produsele stupului. HACCP este un termen din limba engleză. Este analiza punctelor critice, deci trebuie să știm exact unde poate fi contaminat un produs în procesul, am tradus mai simplu în limba noastră, să știm. Deci, plecând de la stup și până când intră pe un flux de condiționare, să zicem, unde ne-am putea întâlni, de exemplu, să contaminăm produsul. Da? Și din acest motiv, acest sistem presupune niște fluxuri separate pe unde intră produsul, un alt flux pe care iese, nu se vor intersecta niciodată ceea ce intră cu ceea ce iese. Deci asta este acest sistem de analiza punctelor de pericol, punctelor critice. Aș putea spune chiar că foarte mulți apicultori, dacă noi în România ne-am confruntat pe undeva pe la începutul anilor 2000 cu ideea că nu, mierea din România conține antibiotice și pot să vă spun că acest lucru nu mai este un pericol, pentru că, într-adevăr, apicultorii nu mai folosesc antibiotice în stup și acest lucru nu mai e un pericol. Și sunt multe laboratoare care sunt capabile să deceleze prezența de antibiotice care ar fi administrate pentru tratamentul bolilor la albine.
Așadar, România este recunoscută peste tot în lume pentru produsele apicole de calitate, iar apicultorii români fac indiscutabil o treabă excelentă. Trebuie însă să recunoaștem că ne ajută și peisajul divers, flora bogată, pentru că până la urmă nu degeaba se spune că România este grădina Maicii Domnului. Nu trebuie să neglijăm nici faptul că România chiar a fost pe locul întâi în Europa, în Uniunea Europeană, pentru producția de miere. Chiar se spune așa, într-un limbaj mai ușor, că am cam luat fața spaniolilor și italienilor, care erau creditați ca fiind cei mai tari. Mierea noastră are o calitate foarte, foarte bună și cred eu că din ce în ce mai mult mierea nu va mai fi cumpărată la prețuri mici, cum s-a obișnuit, pentru a fi cupajată cu mieri care provin din alte zone ale globului, pentru că este mult prea bună, ca să știi ce au s-a constatat că este foarte, foarte bună. Bine, și vedeți, Spania are și ea bogăția ei de floră, Italia la fel, dar la noi este o combinație de zonă temperată care dă un gust, o aromă specială sortimentelor de miere românești. Dar haideți să vedem cum stau lucrurile și în privința altor produse apicole, în afară de miere. Spania a stat întotdeauna bine pe polen pentru că au avut niște pionieri care au făcut studii. Îmi aduc aminte, eram încă la începuturile activității mele și știam de Guar Monterde, care era mare cercetător și medic și farmacist și studia polenul, și sunt multe lucrări publicate încă de prin 1978 la simpozioane ale Apimundia, care vorbeau despre compoziția polenului și despre potențialele lui aplicații terapeutice. Spania este cu polenul. Noi le avem cam pe toate, pentru că la noi de altfel s-a și dezvoltat și au fost puse bazele primului centru medical de apiterapie în care se folosesc toate produsele stupului. România are tradiție în utilizarea produselor stupului, este și motivul pentru care tot aici au fost puse bazele primului centru medical de apiterapie, în care au fost folosite în diferite formule produsele stupului pentru mai toate departamentele sau specialitățile medicale. Eu am fost norocoasă să cunosc acest centru, să lucrez în el și să fac cunoștință cu medicii care au lucrat în aceste domenii. Aș vorbi de cardiologie, în care cu ajutorul produselor stupului, mai ales combinațiile de polen cu lecitină și propolis, au condus la scăderea nivelului colesterolului, care știm că este un factor de risc în afecțiunile cardiovasculare, apoi în afecțiunile urogenitale, cum menționam, despre tratamentul cu polen, cu propolis și lăptișor de matcă în afecțiuni de prostată. În reumatologie s-au utilizat atât unguentele, cremele, linimentele pe bază de venin de albine, sau s-au aplicat tratamente cu înțepături directe de albine sau cu injecții cu apitoxină, exact pe principiul infiltrațiilor, cu rezultate foarte, foarte bune. În pediatrie, de asemenea, există un istoric benefic pentru utilizarea propolisului în tratamentul infecțiilor cu Giardia lamblia, la copiii care stau în colectivități, un produs care pur și simplu nu atacă ficatul, așa cum se întâmplă cu medicamentele clasice de tipul metronidazolului. Este denumirea generică a substanței active, că sunt o mulțime de alte produse, dar care prin aplicații repetate au condus la afectarea funcției hepatice. Aceste produse naturale pur și simplu au oferit părinților speranța că copiii au poftă de mâncare din nou, pot să trăiască în colectivitate foarte bine. Sigur, riscul de reinfectare este atâta vreme cât există și alții în jur. Dar rezultatele au fost benefice în acest sens. Nu uităm apoi nici de afecțiunile respiratorii, care au beneficiat din plin de aportul mierii și al propolisului. De altfel, au fost obținute la acele momente niște produse cu care se făceau aerosol, și chiar la Govora și la Herculane erau
departamente speciale în care medicii făceau aerosol cu astfel de produse pe bază de propolis. Deci avem o istorie bogată, din păcate aș zice că ușor-ușor cam pierdem din această tradiție și n-aș vrea, pentru că România are încă o faimă în lume pentru această apiterapie pe care am aplicat-o științific și în care a fost și zic eu că mai există între medicii care au obținut această competență în apifitoaromaterapie, există încă dăruirea, pasiunea de a folosi aceste produse naturale în tratamentul oamenilor. Avem așadar apicole de calitate și produse inovatoare cu ingrediente apicole. Ar trebui să fim mândri de toate, ar trebui să le alegem, să le cumpărăm, să le consumăm, să le promovăm. Pentru că până la urmă, pentru noi am face-o, pentru sănătatea noastră, dar și pentru economia noastră. Pentru că dacă alegem produse românești de calitate, nu doar că ne susținem sănătatea, ne ajutăm și economia. Și, cum bine spunem noi, în cadrul emisiunii noastre Arena Sănătății, nu putem fi sănătoși decât toți împreună, ceea ce înseamnă ceva mai mult decât sănătatea noastră fizică. Poate să însemne și sănătatea economiei noastre, nu? Așadar, e un subiect de meditație. Vă mulțumim tare mult pentru că urmăriți seria noastră de emisiuni Arena Sănătății. Nu uitați că este o serie de emisiuni a canalului media online ACC Media Channel. Intrați așadar pe accmediachannel.ro, unde găsiți toate emisiunile noastre împreună cu transcripturile lor. Vă invităm, bineînțeles, să vă abonați și la canalul nostru de YouTube și să dați like paginii noastre de Facebook. În acest fel, cu siguranță, veți fi la curent cu emisiunile noastre, emisiuni în care prezentăm noutăți din lumea medicală, prezentăm idei sănătoase și, bineînțeles, încurajăm un stil de viață sănătos. Vă mulțumim tare mult că ne urmăriți, vă dorim multă sănătate, aveți grijă de voi și de cei dragi!